Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA, face verificări pentru a vedea dacă agricultorii și crescătorii de animale au respectat cele declarate la solicitarea sprijinului de stat pentru decontarea accizei la motorină. Acest control este în plină desfășurare și în județul Hunedoara. Așa cum știm, la motorină facem verificări în ceea ce privește acordarea acestui sprijin financiar, mai precis dacă fermierul nostru și-a respectat angajamentele în ceea ce privește cererea unică de plată. Adică, în cererea unică de plată, fermierul vine și declară atât suprafața cât și cultura, pe baza căreia primește această motorină sau acest sprijin la motorină. Și acum, în această perioadă, colegii mei și noi aici în acest serviciu facem aceste verificări, să vedem, s-au încadrat, au depășit, n-au pus cultura, au pus cultura. Deci, cumva, sigur, există și niște derogări, deci, practic, acum suntem în această etapă. De precizat că sprijinul pentru motorina utilizată în agricultură se achită de la bugetul de stat prin APIA, iar fermierilor li se decontează acciza pe carburant în baza documentelor care atestă achiziția și în limita unor plafoane în acord cu culturile înființate, cu efectivul de animale sau cu luciul de apă aflat în exploatare. Pentru anul de cerere, suma alocată pentru plata ajutorului de stat la motorină a crescut de la 580 de milioane de lei la 595,606 milioane lei. Valoarea accizei la motorină pentru anul 2019 este de 1,89 lei per litru.